De-a lungul timpului, sportivii secției de tenis de masă de la CSSL PS Slatina au obținut performanțe remarcabile care au dus peste hotare numele orașului și al țării. Nici anul acesta tenismenii slătineni nu se vor dezice, pentru că și-au stabilit deja obiectivele. Pentru acest an, sportivele noastre vor avea ca obiectiv, în primul rând, participare la campionatele mondiale de tineret, după aceea campionate europene de tineret, campionate în care ne punem speranțe că sportivele Adina Diaconu și Lupu Diana vor obține cel puțin 3 medalii. Sigur, top Europa 10, de unde de asemenea încercăm să ne întoarcem cu medalii. Și bineînțeles, în campionatele naționale, la fiecare concurs, vom avea obiectiv medalie. Sportivii descoperiți la malul Oltului, cum este Edina Ciobanu sau surorile Dospina, au confirmat recent la topul de senior de la Câmpul Lung că școala slătineană de tenis de masă rămâne una de renume. Se vede că școala de tenis de masă de la Slatina e o școală care a dat mereu sportiv de mare valoare. Antrenorul emerit Petre Arnăutu a descoperit de-a lungul vremii foarte mulți sportivi valoroși. La ora actuală, sportiva numărul 1 a județului este Adina Diaconu.